În continuare, rog absolvenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu din Republica Moldova, promoția 2020, să rostească textul jurământului cu voce clară și ferm. În momentul când voi fi primit, în rândul lucrătorilor medicali sau farmaciștilor, jur solemn. Să-mi consacru viața. În serviciul umanității. Să păstrez. Pentru cei ce m-au instruit. Recunoștința pe care le-o datorez. Să exercit profesiunea mea. Cu conștiință și demnitate. Să consider sănătatea pacienților mei. Ca prima mea grijă. Să respect secretul celui ce mi l-a încredințat. Chiar și după moartea pacientului. Să păstrez cu sfințenie. Onoarea și nobilele tradiții. Ale profesiunii medicale. Colegii mei. Vor fi frații mei. Nu voi permite. Că între datoria mea. Și pacientul meu. Să se interpună considerații. De afiliere politică. Naționalitate. Rasă. Origine etnică. Statut social. Credință. Vârstă. Sex. Boală sau infirmitate. Voi păstra respect absolut vieții. De la începutul ei. Chiar sub amenințare. Și nu voi folosi cunoștințele medicale. Împotriva legilor umanității. Fac acest legământ în mod solemn. Liber. Și sub semnul onoare. Jur. Să păstrez cu fidelitate. Și devotament. Acest jurământ. Întreaga mea viață. Jur. Vă declar medici și farmaciști.